Bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. Am mai rămas o lună și un pic până la alegerile anticipate din municipiile Chișinău și Bălți. Misa scrutinului este mare și, spun experții, va fi un test pentru partidele politice în alegerile parlamentare din toamnă. Vom asista la o întrecere a promisiunilor sau la o luptă geopolitică? Discutăm în această seară cu invitații ediției deputatul în Parlamentul României, Constantin Codreanu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și comentatorul politic din România, Radu Mactin. Bună seara, bine v-am găsit! Peste o lună, domnule Codreanu, se dă bătălia pentru primăria Chișinăului, iar astăzi Traian Băsescu, din numele Partidului Unității Naționale, a anunțat candidatura dumneavoastră pentru funcția de primar al capitalei. Care este totuși miza pentru aceste alegeri? Cum credeți? Aveți șanse? Veți reuși să accedeți în turul 2? Dacă nu credeam în șansele mele, nu m-aș fi băgat în această cursă electorală și pe lângă susținerea pe care o am din partea Partidului Unității Naționale, am și susținerea colegilor din Partidul Mișcarea Populară și poate cel mai important este că am și susținerea colegilor din Mișcarea Unionistă, cei alături de care am reușit lucruri frumoase în ultimii ani, prin ceea ce am denumit eu noul val de unioniști. Dar sper că în perioada imediat următoare vor veni și alte declarații de la alte entități politice care să se alăture acestui mesaj de candidat unionist, pentru că este o luptă extraordinar de importantă, este o prefață a luptei electorale care se va da la toamnă și este foarte important în acest an al centenarului Marii Uniri să nu cedăm primăria municipiului Chișinău socialiștilor, pentru că aceștia sunt de fapt oponenții noștri și cu ei ne vom bate în turul 2. Mulțumesc. Domnule Mactin, factorul geopolitic a fost întotdeauna un element decisiv în alegerile, inclusiv ale municipiului Chișinău. Cetățenii se identifică fie cu fiind susținători ai vectorului european, și aici mă refer la segmentul de dreapta, centru-dreapta și, bineînțeles, social-democrații, dacă vorbim despre Partidul Democrat, care până în momentul de față nu și-a desemnat un candidat și vom vedea pe cine vor susține în continuare. Vectorul euroasiatic, respectiv, care este promovat de către partidele de stânga. Cum credeți dumneavoastră? Va juca totuși factorul geopolitic un rol important și de această dată? Cred că va conta, dar nu decisiv. Prin natura acestor alegeri, în sensul în care atunci când candidezi pentru o primărie, pentru un raion, este normal să există un element de bună gestiune, de administrare. Deci categoric o componentă serioasă din punctul meu de vedere al credibilității candidaților este setul de promisiuni cu privire la diverse proiecte concrete pe care le au în vedere pentru Chișinău sau pentru Bălți în cazul de față. Da, contează elementul geopolitic, categoric, da, dreapta așa cum o definim noi în Moldova, pentru că e un pic diferit față de cum se definește în Europeană. Aici, stânga și dreapta sunt date de vectorul geopolitic. În Uniunea Europeană poți să fii de stânga, social-democrat și să fii pro-european, cum ar veni. Deci, din această perspectivă, categoric va conta în tur 2 din punct de vedere al unității în spatele candidatului sau candidatei care va ajunge în turul 2 cu zic eu, foarte probabil candidatul socialiștilor, pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem, în mod realist el are acel bonus pe vorbitorii de limbă rusă, nu neapărat toți de origine rusă, poate să fie și ucrainieni, poate să fie și din și pur și simplu cetățeni moldoveni vorbitori de această limbă. Părerea mea este că miza va fi felul în care va reuși să treacă lumea peste orgolii, mă refer la cei care nu reușesc să intre în turul 2, și să se realieze în turul 2 în spatele candidatului pro-european, dacă e să calificăm bătălia în termeni geopolitici. Mulțumesc. Domnule Codreanu, ați vorbit și dumneavoastră despre acest lucru. Deci segmentul de dreapta este extrem de dispersat și, bineînțeles, cel unionist. Ieri mai multe ONG-uri au venit cu un îndemn ca unioniștii să vină cu un candidat unic pentru acest scrutin. Au avut loc discuții în acest sens? Da, discuțiile au pornit de ceva timp și nu este prima dată când noi unioniștii venim cu inițiative de a avea un singur candidat pe această, generic să o numim dreaptă, pentru că ideologic nu are cum să fie o dreaptă în clasicul sens al cuvântului, și am discutat cu toți cei de dreapta, nu doar cu unioniștii, și ne-am fi dorit să existe acest candidat comun, acest candidat unic pe care să-l susținem toți, și ar fi fost mult mai simplă întreaga bătălie electorală.
Dar pentru că nu a existat deschiderea necesară, pentru că unii nu au vrut să vină la discuții, li s-au părut discuțiile inutile, nenecesare, sau au mașat pe ideea, nu ne-a lansat, susțineți-ne pe noi, am ajuns în situația în care să avem și noi, Partidul Unității Naționale, un candidat propriu la aceste alegeri locale și prin acest gest vrem să spunem că, în primul rând, suntem gata să dăm bătălii electorale, suntem gata să facem politică activă în Republica Moldova, mă gândesc în primul rând la promisiunea pe care am făcut-o atunci când am candidat la alegerile parlamentare pentru România, pentru că suntem conștienți că lupta pentru reunire și frontul reunirii se vedea aici, la Chișinău, dar în același timp, în campania electorală pentru alegerile locale, nu vreau să vin cu mesaje strict geopolitice și strict politice, dimpotrivă, am vrea să coborâm în hățișul administrativ, să vorbim despre problemele reale și să le demonstrez celor care spun că nu aș avea pregătirea necesară, că nu aș avea experiență necesară, că spre deosebire de toți candidații, eu vin dintr-o capitală europeană, eu am locuit, am studiat și activez într-o capitală europeană, eu sunt demnitar al unui stat euroatlantic și am deja în cei 2 ani de activitate parlamentară succese pe care le-am obținut, inclusiv acel succes pe care îl invoc atunci când unii mă întreabă care va fi relația mea cu Consiliul Municipal, pentru că acolo deocamdată nu avem consilieri ai Partidului Unității Naționale. Răspunsul este foarte simplu. Am acel exemplu cu dosarul minorilor non-cetățeni și l-am soluționat având un guvern PSD-ALDE, un guvern ostil și din postura mea de deputat de opoziție am reușit să obțin o ordonanță de urgență dată de guvernul respectiv. Același lucru îl voi face și în Chișinău, voi veni cu proiecte concrete pe plan local și le voi cere celor din Consiliul Municipal Chișinău să nu facem prea multă politică, pentru că nu avem cum să evităm politica acolo, dar să nu facem prea multă politică în detrimentul cetățenilor, ci dimpotrivă să ne dăm mâna, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent de etnia pe care o avem și de multe alte lucruri care ne despart, și să ne unim într-adevăr, să facem lucruri concrete pentru cei din Chișinău care au ajuns la capătul răbdării și care nu mai suportă să trăiască într-un oraș care a degradat an după an. Cu siguranță vom discuta despre acest lucru un pic mai târziu, dar, domnule Magdin, cui convine dispersarea segmentului unionist, totuși? Păi, în primul rând, îi convine celui care are un bonus natural, și anume candidatul socialiștilor. Ulterior, cred că calculul politic pe această secțiune este tocmai să existe suficient de multă animozitate între cei care au împărțit același flanc electoral, astfel încât ei să nu se unească în turul 2. Eu cred că în politică pot avea loc foarte multe surprize. Din punctul meu de vedere, aș remarca 2-3 chestiuni care îmi par esențiale în perioada imediat următoare. În primul rând, o dezbatere între candidați. Este esențial să există o dezbatere și cred că se găsește foarte mult dacă cineva speră să scape de asemenea dezbatere și cred că asta ține de respectul pentru cetățean, din punctul meu de vedere. Deci este o chestiune efectiv, mai ales că, ca și în cazul României, unde Bucureștiul este foarte important în economia țării, la Chișinău se poate vorbi chiar de o pondere și mai mare, atât din populația țării, cât și din punct de vedere al economiei. Deci ține foarte mult de respectul față de cetățeni a respectiva dezbatere. Scuze-te, este aceasta o practică pentru Republica Moldova din experiența dumneavoastră? Inovația ar fi de bun simț, mai ales că se presupune că tendința este de a merge spre vest și de a păstra respectivul vector. Din nou, este o chestiune de respect, de bun simț. În momentul în care nu doar fiecare se laudă individual, ci efectiv vedem dacă viitorul primar sau doamnă primar, într-o dezbatere, reușește să convingă în contradictoriu cu alții cu privire la proiectele sale. Din punct de vedere al dezbaterii publice, eu cred că dumneavoastră aici sunteți la un nivel de eleganță pe care noi l-am mai avut acum câțiva ani în România. Din păcate, la noi zona politică este extrem de polarizată. Și aici este polarizată, dar este mai puțin agresivă ca la București. O chestiune pe care aș dori să mă pun pe radarul dumneavoastră este că eu cred că viitorul primar va trebui să vină cu anumite soluții de bun simț. Și anume, uitați, eu ca observator extern care a trecut periodic prin Chișinău, e un pic ciudat să vezi că se reface periodic Bulevardul Ștefan cel Mare, în timp ce ai atâtea străzi pe care putea să le mai faci. Și o ultimă chestiune, unul dintre lucrurile care a schimbat Bucureștiul, atât ca economie, cât și ca fizionomie, zona de atragere de investiții străine și zona de clădiri elegante, occidentale, modelul de corporație. Cred că ar trebui să fie pe agenda viitorului primar.
Domnule Codreanu, analizând ultimele date ale barometrului de opinie public care a fost dat publicității în noiembrie 2017, am observat că doar 21,7% din respondenți optează pentru o eventuală unificare și totuși numărul celor care nu ar opta pentru unificare este mult mai mare, în jur de 56%. Cum credeți dumneavoastră, cum vor interpreta locuitorii Chișinăului un astfel de mesaj în timpul campaniei electorale? Avem un alt sondaj făcut recent în primăvara acestui an care spune că numărul unioniștilor este la 35%, dar dincolo de aceste sondaje care sunt făcute pentru a influența anumite lucruri, avem în acest moment în desfășurare o consultare populară, o consultare online care se desfășoară pe Decidem.md și care este deschisă pentru cei din Chișinău și care va da adevărata situație pe Chișinău, cel puțin legat de unioniști. Nimeni nu poate contesta faptul că numărul unioniștilor în Republica Moldova a crescut. O recunosc inclusiv adversarii noștri care dacă acum 7-8 ani vorbeau despre 2-3%, acum au ajuns chiar ei să dea, mi-aduc aminte de acel sondaj al socialiștilor, un număr de 22,5% de unioniști. În realitate, numărul nostru al unioniștilor este mult mai mare și să nu uităm că vorbim de inclusiv de unioniști care se află în diaspora, pentru că tot ceea ce înseamnă diaspora economică, diaspora Italia, Spania, toate țările respective sunt în primul rând cetățeni români în 95% și mulți dintre ei sunt și unioniști. Avem foarte multe organizații în diaspora care sunt unioniste și faptul acesta ne demonstrează că suntem pe drumul cel bun. Am reușit o victorie unionistă importantă la alegerile parlamentare din 2016, alegerile pentru Parlamentul României, atunci când cu un mesaj deschis unionist, fără ocolișuri, fără povești cu integrare europeană, deschis unionist, un candidat unionist care a venit, așa cum spuneam eu, ducând mesajul din stradă în Parlamentul României și a ajuns acolo. Am ajuns acolo și am dat declarații ce făcea referire la acest obiectiv major, de fapt la al treilea proiect de țară al României după integrarea NATO și în Uniunea Europeană, de la tribuna Parlamentului. Iar activitatea noastră acolo, în Parlamentul României, activitatea colegilor mei care au rămas pe baricadele civice, lansarea Partidului Unității Naționale, toate aceste lucruri, împreună cu implicarea primarilor, consilierilor care au dat aceste declarații de unire începând cu ianuarie 2018, au născut o reacție clar unionistă, deschis unionistă din partea Parlamentului României. Nimeni nu s-ar fi așteptat acum câțiva ani ca pe 27 martie Parlamentul României să aibă o ședință solemnă cu cele două camere ale Parlamentului, Camera Deputaților și Senat, și să dea o declarație în care se spune clar și răspicat că România este gata pentru reunire și că România așteaptă, dacă vor decide cei din Republica Moldova că vor reunirea, să se producă această reunire. Sunt mesaje foarte clare. Președintele Camerei Deputaților a spus foarte clar că își dorește reunirea, invocând acel act internațional care de la Helsinki, Conferința pentru Securitate și Cooperare de la Helsinki din 1975. Deci convingerea mea este că suntem pe drumul cel bun, avem această bătălie pentru Chișinău și urmează o bătălie la fel de importantă, poate chiar mai importantă, la alegerile parlamentare, atunci când iarăși noi, unioniștii, verificați în timp, să ajungem în posturi de emițători de mesaje oficiale, pentru că asta contează foarte mult. Vom discuta și despre alegerile parlamentare din toamnă, dar, domnule Magdin, dumneavoastră ați menționat și despre vorbitorii de limbă rusă. Bineînțeles că Republica Moldova, totuși avem o societate destul de divizată. Cum credeți, care ar trebui să fie strategia de comunicare astfel încât să nu existe îngrijorări din partea acestei categorii a societății? Cred că, în primul rând, trebuie pus accentul pe acelea nevoi care sunt împărtășite ca pentru toți locuitorii Chișinăului, indiferent de limba pe care o vorbesc prioritar. Pe toți îi preocupă chestiuni care țin de trafic, chestiuni care țin de, să spun așa, de felul în care, de cât de curat este orașul. Spun asta de ce? Pentru că se vede, în general, când apare un management bun într-un oraș. Eu nu vorbesc despre o persoană anume în momentul de față în diferite orașe. Eu spun că în momentul de față competiția ar trebui să fie una legată de proiecte și una legată de felul în care veți dezvolta orașul pe mai mulți ani. De ce? Pentru că nu cred că un oraș la capacitatea Chișinăului, ca populație, ca și talent,
ca și capital, care totuși este un oraș. Atât trimis de către cei de afară, către rude, cât și de la cei care lucrează în acest oraș, cred că merită mult mai mult decât niște plombe periodice în asfalt. Merită o viziune. Merită poate unul sau două cartiere unde să se facă investiții industriale, unde să se promoveze o viziune de oraș modern. De ce? Pentru că în momentul de față diversificarea este cheia în economia mondială. Și dacă, sigur că te poate ajuta o perioadă, o nișă, să spui mă interesează agroturismul sau mă interesează să vină cineva să vadă cât ospitalieri suntem, îi ducem pe la Cricova sau până la Castel Mimi și după aceea vor fi foarte fericiți și eventual mai revin din când în când. Aici e vorba de gestiunea orașului în primul rând ca respect pentru cetățeni. Și de asta spun, chestiuni precum traficul, le văd oamenii imediat. Și sunt chestiuni care îți dau speranța și dorința de a-ți vedea copiii crescând în același oraș cu tine. Spun asta pentru că imigrația a fost o problemă și rămâne o problemă în Moldova. De altfel, comparativ cu populația țării, proporția celor plecați este foarte mare. Mai mare chiar decât în cazul României. Deci, mi-ar plăcea foarte mult să văd un primar care își pune o serie de probleme. Care are o agendă electorală. Exact. Și care reușește să comunice cât mai clar, pentru că, bineînțeles, dar și cât mai credibil, pentru că nu e suficient să vii să spui, da, o să aduc specialiști. E bine să ai măcar o schemă cu privire la ceea ce vrei să faci. Și dacă poți să ne și arăți câțiva specialiști care vor colabora cu tine, cu atât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Codranu, și dumneavoastră, din punct de vedere practic, care credeți că ar trebui să fie mesajele care ar putea să spulbere îngrijorările vorbitorilor de limbă rusă din Republica Moldova? Am spus-o și astăzi la lansare și o spun și aici. În primul rând că drumurile pe care le vom repara sau le vom reabilita nu le vom face și nu le vom repara doar pentru noi, cei care ne declarăm români sau care ne declarăm unioniști. De drumurile respective vor beneficia inclusiv vorbitorii de limbă rusă, inclusiv cei care aparțin etniei ucrainene, inclusiv găgăuzi, pentru că avem și găgăuzi prin Chișinău și bulgari. Toți vor beneficia de această schimbare a infrastructurii rutiere. Vorbeam despre reabilitarea termică a blocurilor din Chișinău. Iarăși, nu vom aplica criterii de discriminare. Dacă aici e bună ziua, dacă mi s-a răspuns în limba rusă, zdravstvuie, aici nu facem reabilitare, mergem dincolo. Deci toate aceste măsuri pe care vrem să le facem, toate fondurile pe care vrem să le aducem în Chișinău, pentru că din păcate Chișinăul, acest buget infim de 3,7 miliarde, nu are cum să facă față problemelor pe care le întâmpină. Și aici intervine importanța unui om care are deschidere către capitale europene, importanța unui om care a stabilit deja contacte cu actorii europeni, de a aduce fonduri, dar în același timp de a oferi credibilitate, pentru că cineva vine să-ți dea fonduri, dar în același timp are nevoie de credibilitate și de asumarea unui plan pe care să-l respecte. Nu să jucăm astăzi, speriem pe unii cu tancurile rusești, pe ceilalți speriem cu homosexuale din Europa și să continuăm acel mit fondator al statului Republica Moldova de mielul care surge de la două oi. Nu, trebuie să avem o viziune foarte clară a viitorului nostru și trebuie să spunem foarte clar, fără să ne ferim, inclusiv în limba rusă, inclusiv în limba ucraineană, că da, suntem unioniști, da, luptăm pentru reunirea celor două state românești, pentru că acesta este viitorul. Partea bună este că noi constatăm în ultimul timp că avem vorbitori de limba rusă care înțeleg că singura lor opțiune pentru un trai mai bun aici acasă este reunirea cu România și că apartenența la un stat euroatlantic le va garanta siguranța de care au nevoie zi de zi, în fiecare zi, pentru că mulți dintre ei nu vor să plece. Nu vor, chiar dacă ajung în situația în care sunt forțați să o facă, regretă faptul că pleacă din Republica Moldova și ar dori să revină în Republica Moldova. Și aici intervine partea cu investițiile. Sunt foarte importante investițiile. Vorbeam astăzi despre 5 miliarde de euro pe care să-i aduc în Republica Moldova, în Chișinău, și cineva n-a înțeles, pentru că eu de fapt nu vorbesc despre un plan de acțiune sau despre un program electoral pentru un an. Nu m-am propus să vin la primăria Chișinăului pentru un an. Vreau să fiu și voi fi un primar de cursă lungă, pentru că este foarte mult de muncă. Și vorbeam mai devreme despre specialiștii pe care trebuie să-i utilizăm, să-i exploatăm în sensul bun al cuvântului. Păi am alături de mine cel mai bun primar al Bucureștiului. Am un primar cu două mandate la activ, care a schimbat fața Bucureștiului. Astăzi au fost alături de mine viceprimar din zona Moldovei. Din fericire, am contacte și în alte partide care sunt inclusiv la guvernare în acest moment și alături de care am făcut înfrățiri în Republica Moldova. Am adus consilii județene din România cu proiecte în raioanele din Republica Moldova. A fost alături de mine primarul de Iași. Deci,
avem toată deschiderea spre a utiliza experiența României, dar nu numai. Una dintre prioritățile pe care mi le propun este crearea unui consiliu de experți pe lângă primarul municipiului Chișinău. Voi avea deschiderea să ascult, pentru că nu pretind și nu am pretins niciodată că aș cunoaște toate problemele în vreun domeniu. Și atunci este important să existe colaborare, să existe cooperare și să existe deschidere pentru oricine, inclusiv pentru cei care vorbesc limba rusă, pentru că unionist nu înseamnă să fii rusofob. Și cei care sunt unioniști sinceri și care luptă pentru reunire, luptă pentru o viață mai bună pentru oricine din Republica Moldova. Domnule Magdin, totuși în această cursă electorală avem mai mulți candidați din spectrul de dreapta, centru-dreapta. Cum facem totuși ca să nu derutăm alegătorii? Deruta face parte din farmecul politicii. Nu este un comentariu cinic, ci dimpotrivă, este un comentariu realist. Atâta timp cât există opțiuni care se pot diferenția clar, nu va exista mare derută. De aici elementul de diferențiere. În momentul în care un candidat care spune clar îmbrățișez caudonul, este un element puternic de diferențiere, pentru că îi forțează și pe ceilalți să se poziționeze aproape instant. Ceea ce observăm însă în politică este că nu mai ajută cu nimic dacă se trezește și a doua sau a treia persoană ulterior care spune a, și eu sunt unionist sau și eu sunt nu știu cum. Contează cine a spus prima dată o anumită chestiune. Deci din această perspectivă cred că alți candidați vor trebui să găsească și alte elemente de diferențiere. În momentul de față, rămâne de văzut, apropo de alegeri de succes. Alegeri de succes înseamnă un candidat viabil, înseamnă o mașină de partid și înseamnă o platformă comunicabilă simplu, clar, care să fie pe gustul oamenilor. Din punctul meu de vedere, va fi foarte interesant în perioada imediat următoare să vedem inclusiv care sunt, cât de creative sunt sloganele, să vedem cât de multă încredere inspiră individual fiecare candidat. La câteva teste simple, mi-aduc aminte de exemplu alegerile locale din 2004 de la București, și atunci s-a făcut un contrast foarte mare între cei doi candidați de atunci, pentru că unul dintre candidați era o figură care mai degrabă priza pentru extern, pentru zona aceasta, și una dintre banere era ceva în genul salutăm ministrul externe cu privire la vizita sa în București. Va fi foarte interesant în această campanie cine reușește să spună care profilul de primar. Cine reușește să spună, da, îmi stă bine și la costum, da, îmi stă bine și cu mânecele suflecate în stradă. Și mă interesează foarte mult, apropo de, cred că una dintre dramele oricărei administrații locale este, pentru primarii în funcție, cât de mult își fac muncitorii treaba că nu se uită nimeni. Unii dintre cei mai eficienți primari de-a lungul timpului în diferite localități din lume sunt cei care vin pe teren și au grijă să dea periodic un impuls lucrurilor astfel încât să se termină. Spun asta pentru că țin minte, acum vreun an și ceva, parcă interminabile lucrări de pe Ștefan cel Mare. Deci cred că mi-ar plăcea să văd periodic șantiere, nu doar aici, și lucrări de infrastructură, și în Bucureștiul meu natal, pentru că, sincer, acolo nu suntem în măsură în a da lecții de trafic Chișinăului, suferim și noi de trafic, dar, din nou, secretul sunt, cum spunea colegul meu de platou, investițiile. Domnule Codreanu, credeți că participarea dumneavoastră la alegerile locale în mai va întări cumva poziția Partidului Unității Naționale la alegerile parlamentare din toamnă? Sigur, sigur, pentru că ca entitate politică nu poți să ocolești un exercițiu electoral și atunci este important să participi la exercițiul electoral în lipsa unei înțelegeri privind un candidat comun, pentru că trebuie spus acest lucru, noi am avut toată deschiderea în acest sens și regretăm faptul că nu s-a întâmplat acest lucru, dar ajuns și situația în care trebuie să desemnăm un candidat propriu, nu puteam să nu facem acest lucru, pentru că este un exercițiu inclusiv pentru noi ca și aparat de partid, ca și mecanism intern al PUN-ului. Și avem candidat și la Bălți, iarăși un tânăr, chiar dacă eu încetez cam să mai fiu tânăr, mă apropii și eu de vârsta la care nu mai pot spune că sunt tânăr. Și asta ne dorim mi-am dorit întotdeauna să putem vorbi în Republica Moldova despre o clasă politică schimbată, despre o clasă politică reformată, pentru că, din păcate, în Republica Moldova, să nu uităm, nu avem în continuare o lege a lustrației. Și mulți dintre politicienii vechi au ațe de care se trage de fiecare dată
niciodată atunci când se vrea manipulare și atunci când se vrea adoptarea unor anumite decizii. Ori, în cazul meu, nimeni nu are vreun dosar la îndemână, nimeni nu are cu ce să mă șantajeze, nimeni nu are cum să mă acuze că aș fi corupt sau că aș fi fost implicat în scheme miliarde, milioane sau mă știu... Acesta este atuul meu principal și tocmai de aceea am vorbit de fiecare dată că îi aștept și pe alți tineri să facă pasul spre politică, pentru că este importantă politica. Eu am înțeles că mișcarea unionistă ca și aspect civic are o anumită limită și dacă tot vorbim de realizarea reunirii respectând cadrul național, respectând cadrul internațional, avem un model foarte clar în acest sens, modelul german, și atunci avem nevoie de politicieni unioniști în ambele parlamente. În Parlamentul de la București nu se mai pune problema unui vot favorabil reunirii. Problema se pune aici, în Republica Moldova, și sper că prin propriul exemplu, prin faptul că m-am implicat și acolo și aici, prin faptul că am acceptat și această provocare privind primăria municipiului Chișinău, pe care îmi doresc să o câștig împreună cu acești tineri, să le dau exemplu necesar de a-i motiva să intre în politică, chiar dacă știm că, mai ales în Republica Moldova, politica a ajuns să fie o sperietoare și mulți se feresc de a intra în politică, considerând-o extrem de murdară. Și eu sper că putem reveni la normalitate, putem reveni acolo de unde am plecat, dintr-o perioadă interbelică extrem de frumoasă pentru România, dintr-o perioadă în care elitele erau cele care făceau politică și politica nu era la un nivel la care să-ți fie rușine și să-ți amintești de ceea ce spunea Ronald Reagan de fiecare dată când afirma că politica este a doua, cea mai veche profesie. Îmi doresc să fim politicieni demni, politicieni care să-și asume mesajul unionist, în primul rând noi cei care luptăm pentru reunire, politicieni care să fie exemplu pentru cetățeni și care să nu dezamăgească așa cum s-a întâmplat cu ceilalți. Cu siguranță mulți experți vorbesc despre necesitatea schimbării elitei politice la Chișinău. Domnule Magdin, cum credeți dumneavoastră, sunt alegerile municipale în municipiul Chișinău, în municipiul Băț, alegerile locale, o tatonare de teren pentru alegerile parlamentare din toamnă? Ar putea ele influența cumva cursul alegerilor în toamnă? Categoric, și sunt un semnal. Dacă, de exemplu, socialiștii reușesc să ia Chișinăul, categoric le bate vântul în pupă pentru toamnă. Nu va fi un semnal deloc bun, nici pentru actuala guvernare, nici pentru opoziția pro-europeană. Deci, din această perspectivă, cred că o serie de oameni ar trebui să gândească foarte serios între turul 1 și turul 2. Și să lasă orice orgolii deoparte și, indiferent cine intre pe zona pro-europeană în turul 2, să se realieze în spatele candidatului cu pricina. Rămâne de văzut în ce măsură vor fi și convingători cei care nu vor intra în turul 2 și câtă pasiune vor pune în apelul către cei care au votat în primul tur pentru acest efort. Însă, este un efort care, din punctul meu de vedere, merită. Moldova nu are de ce să trăiască în continuu după cicluri istorice de 8 sau 12 ani. Nu ai de ce să condamni o țară la a-și întoarce periodic capul dintr-o direcție în alta. Țara trebuie să se uite înainte, nu la dreapta sau la stânga. Este chiar atât de simplu. Deci e o chestiune de focus, de atenție. Și asta, dacă e să le raportăm inclusiv la reforma clasei politice, reforma se face în timp, natural, prin competiție. Politica înseamnă competiție și înseamnă oarecum o selecție naturală. Pe măsură ce comunicatorii politici vor fi din ce în ce mai buni, pe măsură ce dezbaterea publică va fi din ce în ce mai pasională, se va crește dincolo de nemulțumiri care se acumulează și frustrări care se acumulează în orice societate, în mod legitim. Va crește, printr-o calitate mai mare a dezbaterii publice, dorința oamenilor și mobilizarea de a veni la vot. Recomandarea mea tot timpul este să avem, dincolo de sfera de campanie negativă, hai să venim să dăm jos pe cineva, să avem și o componentă pozitivă. Vin acolo nu doar pentru a da jos pe cineva, ci și pentru a face ceva. Deci este vorba de educație civică. Este vorba de educație civică. Din nou, eu nu sunt în situația și cred că de multe ori socialiștii ne prind nouă românilor un fel de... încearcă să ne atace ca fiind aroganți. Lucru care nu este adevărat. Din potrivă, aroganța mare vine de la est, nu de la vest. România fiind la vest din această perspectivă. Noi nu suntem aici să judecăm, nu suntem aici să dăm lecții. Putem spune că noi am trecut printr-o etapă istorică, la rândul nostru, în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, în care efectiv a trebuit să facem curat în casă.
unele lucruri pentru că a simțit și societatea nevoia de schimbare periodic și oamenii s-au mobilizat la vot. Dar dincolo de acest lucru, trebuie să recunoaștem condiționalitățile funcționează. Au funcționat și pentru noi, pentru că a trebuit să ne îmbunătățim. Aveam anumite de la noi, anumite chestiuni de calendar. Vrei să intri în 2007, trebuie să închizi capitole până în 2004. Ca să închizi capitole până în 2004, trebuie practic să faci asta, da, asta, dar asta, în cazul României asta. A existat, da, și acea perspectivă. Exact. Exista perspectiva europeană. Eu cred că România a fost norocoasă inclusiv din punct de vedere istoric. Dacă prindeam o criză economică, o țară de mărimea României ar fi fost mai greu de, sau ar fi fost ținută mai mult la poarta Uniunii Europene. Uitați, de exemplu, cum a reușit să se strecoare Croația, fiind o țară mai mică, sub radar, a reușit chiar și în perioada de criză să intre, dar din nou nu s-a făcut mare tamtam nici în Croația, nici la Bruxelles, tocmai pentru că a obosit, în special populația în vestul Europei, de ideea de extindere. Eu cred că există, într-adevăr, o soluție rapidă, cea pe care dumneavoastră o mai rapidă, cea pe care dumneavoastră o propuneți, dar dincolo de această soluție rapidă, dincolo de emoție, există și rațiune. Și se fac pași în relația bilaterală și pe rațiune. Mă refer la interconectarea energetică, mă refer la faptul că putem să facem din ce în ce mai multe proiecte împreună și inclusiv să atragem bani europeni împreună. Pentru că, în esență, ce ne dorim? Aici nu e vorba de a veni cineva mai cu pretenții că e mai deștept sau mai bogat peste altcineva și să spună, știi, vin eu cu capitalul sau fac eu așa. Aici este vorba de o relație de bun simț între oameni care sunt frați, surori, care au avut un istoric comun, care au un suflet comun și care, în esență, vor cu toții să trăiască mai bine. Că în momentul în care eu cobor pe o stradă sau urc pe o stradă în Chișinău și spun, dacă mă împiedic într-o groapă și spun, aoleu, m-am lovit la picior, sau vin și spun crușca mietna aia, sau alte chestiuni de genul ăsta, sau altceva, e mai puțin relevant din această perspectivă. Cred eu că atât partide pro-europene, poate că periodic, dacă ar comunica prin anumiți comunicatori, nu toți, și limba rusă, ar putea avea un vis împărtășit inclusiv cu o parte a populației care vorbește limba rusă. Pentru că, în esență, ce preferi? Lumea se uită la știri. Rubla s-a devalorizat. Rușii nu trăiesc bine. Ok, au un vis imperial în care sunt ținuți și în care pentru ei contează mult mai mult, inclusiv ca aparat mediatic, să fie parte într-o țară puternică, dar ei nu trăiesc bine. Asta este realitatea. Moldovenii pot să trăiască mult mai bine în Uniunea Europeană, în pregătirea, în drumul acesta spre Europeană și întărind relația cu România. Dacă vă duceți aminte, atunci când se negocia acordul de asociere, dar și se implementa planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, experții spuneau că autoritățile de la Chișinău vorbesc mai mult cu Bruxelles decât cu proprii cetățeni. Probabil aceste lacune le simțim încă până astăzi, atunci când nu există o strategie foarte clară de comunicare a acestui vector european. Dar dacă revenim la soluțiile rapide de care vorbea și domnul Magdin, domnule Codreanu, cum credeți dumneavoastră, cum sunt interpretate aceste mesaje unioniste de către cetățenii din Republica Moldova? Pentru că cu siguranță cu aceleași mesaje veți veni și în timpul campaniei parlamentare din toamnă. Asta spuneam mai devreme, ținând cont de faptul că numărul unioniștilor este în creștere, mesajele sunt bine primite, pentru că dincolo de mesaje, dincolo de marșuri, dincolo de manifestații, noi facem și lucruri concrete, lucruri pragmatice. Aici îmi amintesc în primul rând de cel mai important proiect pe care l-am desfășurat și îl desfășurăm în continuare, numit Cunoașteți Țara, un proiect extrem de important pentru că el le permite celor din Republica Moldova să vadă ce se întâmplă în România, pentru că ar fi o ipocrizie să spunem și o minciună, să spunem că România este totul miere și lapte, dar în același timp oamenii au ocazia să descopere o țară pe care nu o cunosc. Mulți dintre ei sunt la prima lor vizită în România, alții sunt la a doua vizită la distanță de 10, 13, 15 ani și mi-aduc aminte de un eveniment pe care l-am organizat la Palatul Parlamentului apropo de înfrățiri, când am adus sute de primari de pe ambele maluri ale Prutului și i-am pus să semneze acorduri de înfrățire pentru ca cei din Republica Moldova să beneficieze de ajutoare financiare. Și eram unul dintre coordonatorii grupurilor și eram în autocarul cu primari din Telenești, Sângerei, Drochia, Râșcani, deci zona centru-nord. Și am văzut cum primari care fuseseră prin 95-97 se uitau la ce se întâmplă în jur în timp ce mergeam spre București și nu le venea să creadă că aceste schimbări au avut loc. Cunosc de asemenea oameni care
au anumite preconcepții insuflate de către socialiști și alții ca ei și care ajung în România să descopere că lucrurile s-au schimbat și se schimbă totuși. România ajunge să aibă în acest moment, în 2018, a încheiat și 2017 cu creștere economică importantă, prima printre țările Uniunii Europene. Și acest lucru nu are cum să nu să se răsfrângă asupra felului în care arată România, asupra felului în care trăiesc cei din România, să spunem foarte clar, chiar dacă sunt în acest moment în opoziție, că sunt lucruri care se întâmplă bine în România. Dar credeți că se percepe mai mult ca o apropiere de Uniunea Europeană sau totuși este vorba și de o dezintegrare a țării și de pierderea suveranității și a integrității teritoriale? Eu nu aș contrapune integrarea europeană cu reunirea. Ele, de fapt, sunt complementare. Una nu o exclude pe cealaltă. Din punctul meu de vedere, integrarea europeană este o fata morgana pentru cei care o folosesc și noi nu vom ajunge, Republica Moldova nu va ajunge niciodată să se integreze european, așa cum ne tot spun unii politicieni. Eu cred în reunire și cred în acest scenariu care este mult mai realist decât integrarea europeană, dar repet, ele nu se contrapun. În rest, motivele sau argumentele care au făcut ca numărul uniunistilor să crească variază. Noi am militat în ultimii ani pe reunirea pragmatică. Am considerat că este nevoie să vii, să le spui oamenilor despre beneficiile pe care le au ei ca cetățeni, inclusiv cei care vorbesc limba rusă, pentru că este important să comunici cu ei, este foarte important să comunici cu ei. Iarăși, mi-aduc aminte de o întâlnire pe care am avut-o într-un liceu din nordul Republicii Moldova, de la Glodeni, acolo unde am fost cu hărți ale României mari, una dintre ele rupte în Parlamentul Republicii Moldova, și unde am avut o întâlnire cu mai mulți profesori care predau în școli cu predare în limba rusă. Fie că vorbim de sate ucrainești, fie că vorbim de sate în care sunt preponderente etnici ruși. Și toți aveau aceeași preocupare legat de viitorul lor într-o Românie reîntregită și toți aveau convingerea că nu vor mai exista școli cu predare în limba rusă, că ei nu vor mai avea serviciu și că totul va fi rău pentru ei. Și atunci le-am invocat un lucru pe care îl aduc aminte de fiecare dată când vorbesc cu reprezentanții ai minorităților. România este un stat exemplu pentru tot ceea ce înseamnă respectarea drepturilor minorităților naționale. Le-am spus, articolul 62, Constituția României. Nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Haideți să verificați dumneavoastră. Poftim, deschideți Constituția și vedeți că au inclusiv locuri asigurate în Parlamentul României, ca să nu mai vorbim de fondurile care le sunt alocate. Pentru că în ultimul an, la discuțiile pe buget, am ajuns să comparăm fondurile alocate minorităților naționale care sar de 100 de milioane de roni în comparație cu cele câteva zeci de milioane alocate pentru românii din diaspora. Și cunosc sumele alocate și acolo nu mai vorbim de condiționare politică așa cum se întâmplă în Republica Moldova. Aici o organizație de ucraineni sau de bulgari este condiționată de apartenență politică. Vrei să-ți dau niște bani pentru niște acțiuni? Ia, vino și susține candidatul acesta, ea vine și spune că noi suntem buni. Și toate aceste argumente contează. Toate aceste argumente îi motivează și îi face pe oameni, indiferent de etnie și de limba vorbită, să înțeleagă că nu au alt viitor. Domnule Magdin, mizez foarte mult pe expertiza dumneavoastră regională și din acest punct de vedere aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră tendințele în Europa de Est, pentru că se observă totuși o concentrare a puterii atât în Republica Moldova cât și în Ucraina, de exemplu. Cum vedeți dumneavoastră? Contribuie acest lucru la europenizarea statelor sau totuși contribuie mai mult la ridicarea nivelului de euroscepticism? Eu am lucrat în Moldova până în decembrie, deci există un element de subiectivitate în felul în care vă țară. Am lucrat cu sfera guvernamentală, deci automat sunt subiectiv când mă uit la Moldova, cel puțin în ultimele luni. A spune că în momentul de față condiționalitățile sunt cheie, ca întotdeauna. Cât de realiste sunt ele și evaluarea o face Bruxelles. În esență, tot timpul va exista un subiect clar de negociere și anume faptul că Bruxelles își dorește ca oricine avansează spre Bruxelles să se uite la valorile fundamentale ale Bruxelles. Și aici statul de drept tot timpul va fi pe agenda. Separat de acest lucru, cred că una dintre provocări atât în Balcanii de Vest cât și în parteneriatul estic este ce faci, pentru că nu poți ține de foarte multe ori populația doar cu, să spun, doar cu promisiuni legate de reforme sau doar cu acțiuni legate de reforme europene. Și asta este una dintre marile dileme de comunicare în sfera guvernamentală și în sfera majorităților parlamentare peste toate regiunile, nu doar Moldova. Eu cred că în momentul de față, Bruxelles își face și calcule pragmatice.
În Moldova, riscul este să vină la un moment dat, dacă te uiți la sondaje, în momentul de față, socialiștii stau cel mai bine. Rămâne de văzut și care va fi impactul noului sistem electoral. Asta este o altă discuție. Nu cred că are cineva cu adevărat până acum simulări în care să fi văzut cum să aibă o hartă exactă a felului în care se vor comporta partidele în această toamnă. Eu cred că soluția naturală este o nouă coaliție pro-europeană. Pentru că în contextul în care nimeni nu va lua 51%, în momentul respectiv începe o negociere. Cu cât întârzie mai mult partide pro-europene să discute între ele, cu cât sunt mai multe ezitări, cu atât foarte probabil în 24-48 de ore de la rezultate, domnul Dodon și alții de socialiști vorbim și vor spune formăm de guvern. Deci acolo va exista un entuziasm foarte mare. Din nou, depinde foarte mult cum fiecare își va pune, ca și discuția de la turul 2 de la primăria Chișinăului, cum fiecare își va pune orgolile deoparte și va ști să negocieze. Din punctul meu de vedere, un câștigător clar nu va exista în toamnă. Și nu, negocierea va conta. Cred că Bruxelles i-ar plăcea să vadă o nouă coaliție pro-europeană. Da, și o nouă coaliție pro-europeană va fi ținută de condiționalități. Și o nouă, inclusiv socialiștii, dacă ajung la putere, dacă își doresc asistență financiară de la Uniunea Europeană, vor trebui să schimbe, nu neapărat radical, dar cu siguranță să vorbească mult mai delicat cu Bruxelles. Pentru că nu poți să te duci să bați la o poartă, să spui, știi, nu mă mai interesează acordul de asociere, nu mai mă interesează altceva, dar în același timp, dacă ai putea să-mi dai bani, hai să fim prieteni. Vă mulțumesc foarte mult că ați adus în discuție și subiectul schimbării sistemului electoral. Domnule Codreanu, autoritățile de la Chișinău, în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția, au decis totuși să treacă de la un sistem electoral proporțional la unul mixt. În opinia dumneavoastră, care sunt provocările care pot fi anticipate și credeți că îngrijorările partenerilor europeni sunt justificate? Absolut. Absolut. Este o modificare a cadrului legislativ care urmărește, de fapt, asigurarea unei victorii a doi actori principali. Doi actori care și-au dat mâna și în cazul alegerilor prezidențiale, Plahotniuc pe de o parte, Dodon pe de cealaltă parte. Teamă mie că acest sistem electoral, această modificare a cadrului legislativ electoral va face ca, într-adevăr, sondajele optimiste pentru unii, pesimiste pentru noi să devină realitate și este la fel de regretabil faptul că cei de la Chișinău, guvernarea de la Chișinău, nu a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția, nu a ținut cont nici de părerile expuse foarte clar de la Bruxelles și din punctul meu de vedere este un pic ilogic acest comportament și este absolut de neînțeles acest comportament pentru că practic și ei repetă scenariul amintit mai devreme de colegul Magdin că pe de o parte sunt bucuroși și încântați să primească ajutoare financiare, să primească fonduri care să vină în Republica Moldova din partea Bruxellesului sau a Bucureștiului. De cealaltă parte spun că nu prea vor să țină cont de lucrurile sau de condițiile sau de recomandările. Vorbim într-un limbaj diplomatic, recomandări care în acest caz trebuie văzute cu o conotație total diferită. Și acest fapt, inclusiv acest fapt, demonstrează necesitatea unei noi forțe politice, unor noi, dacă vreți, forțe politice, a unei noi coaliții care să fie susținute de Bruxelles, unei forțe politice care să aibă credibilitatea necesară și care să nu aibă povara experiențelor anterioare politice. De aceea revin la ideea reformării clasei politice, de aceea revin la statutul pe care l-am de demnitar european deja, demnitar al unui stat euroatlantic și sper ca cei de la Bruxelles să vadă în mine, în noi, în toți cei care vorbim despre această reformare a clasei politice, partenerii viitori care nu își vor permite să facă mișmașuri, să facă schimbări pe ultima sută de metri doar ca să-și asigure ei anumite locuri în Parlament. Oricum, această modificare pe noi nu ne oprește să continuăm această luptă în care ne-am angrenat și vom încerca să, în pofida acestor dificultăți care ne sunt impuse, să accedem în viitorul Parlament, acolo unde cu siguranță va trebui să vorbim despre menținerea nu doar de fapt, nu doar prin vorbe, ci și prin fapte a acestui parcurs european pe care noi îl vedem foarte clar doar prin România. Domnule Magdin, din experiența României, dar și a altor state, considerați că totuși poate să existe reformarea clasei politice odată cu schimbarea sistemului electoral sau totuși miza era alta?
din punctul meu de vedere, nu atât sistemul electoral este cheie, mentalitățile trebuie să se schimbe. Mentalitățile se schimbă inclusiv prin educație. Prin competiție și prin educație. Spun prin competiție de ce? Pentru că în momentul în care în clasa politică se apar actori care arată diferit, se comportă diferit, încep să vorbească diferit, competitori mai antrenați, să spunem așa, mai bine puși la punct, mai bine pregătiți, în momentul respectiv se crește standardul în general de clasa politică. Uitați-vă, de exemplu, dacă sunt lucruri bune pe care le putem învăța fără a le copia, pentru că nu tot ce vedem în zona de campanie în străinătate funcționează în Estul Europei. Că nu ne convine sau nu, aici în Estul Europei încă funcționează idealul de lider puternic, de mână forte. Multă lume, din păcate, se uită cu admirație la Putin și văd în el un fel de personaj genial, psihologic pentru această zonă. Este o greșeală. Dar este o chestiune care, din nou, se combate prin educație și prin competiție. În momentul în care ai pe cineva care este, îți dă suficient de multă siguranță cu privire la puterea sa, dar știe să păstreze un ton elegant, știe să vorbească și de proiecte concrete, să nu fie populist sau populistă, pur și simplu, pentru că este foarte ușor să te plângi, dar la finalul zilei, sigur că există tentația unui vot negativ, dar trebuie să te gândești, oare oamenii aia, dacă ajung la putere, ei ce vor face? Care sunt echipele cu care vor veni? Ce proiecte au? Și aici este un rol foarte mare, inclusiv pentru media din Republica Moldova în perioada imediat următoare. Felul în care vom ști sub forma diferită dezbateri, să rafinăm marile idei, să vedem care sunt marile dezbateri pe politici publice. Pentru că altfel, dacă este să ne uităm la povești mari, la narrative mari, ele deja sunt clare. Socialiștii vor veni și vor spune, noi suntem cei care țin la identitatea Moldovei și vrem să înțelegem bine cu Rusia. Este asta suficient ca să redai puterea? Alții vor veni și vor spune, sunt oligarhi la putere, campania anticorupție, este asta suficient? Cei de la putere vor veni și vă spune, am stabilizat Moldova, suntem pe creștere economică, va mări pensii, va mări salarii, vor merge probabil pe cartea gestiunii sănătoase a economiei. Este suficient pentru a continua la putere și tot așa. Și, din nou, cartea unionistă pentru alte partide. Părerea mea este că trebuie să avem o dezbatere fundamentală în societatea moldovenească. Adică să învățați și din ce am făcut noi bine, dar și din ceea ce n-am făcut noi. Pe chestiuni fundamentale care țin de educație, pe chestiuni care țin de sănătate, pe chestiuni care țin de, efectiv, de economie. Vedeți, noastră, mai în toată regiunea noastră, în sud-estul Europei, avem cam același păcat, apropo de viziune regională. Clasa politică nu a reușit să vină cu un plan de țară. În schimb, unui plan de țară, o ambiție națională, un vis moldovenesc, dacă e să definești în sensul ăsta, un vis românesc, vis ucrainian, cum mai vrea să-i spui, în lipsa acestuia s-a promis de foarte multe ori, hai că vă băgăm undeva. Într-un club al prosperității în europeană sau într-un club al securității, al siguranței NATO. Deci, din această perspectivă, mi-ar plăcea să văd o dezbatere sănătoasă în lunile următoare cu privire la felul în care diferitele partide văd Moldova pe mai mulți ani. Domnule Codranu, domnul Magdin vorbește despre puterea comunicării și eu aș vrea să ne spuneți, în primul rând, dumneavoastră, dacă considerați că mesajul unionist este un element care dezbină societatea în Republica Moldova, ținând cont și de existența regiunii transnistrene, sau totuși, pur și simplu, nu s-a reușit comunicarea acestui mesaj pe deplin? Un mesaj unionist nu are cum să dezbine, pentru că el în fond, tocmai de aceea este unionist, pentru că își propune să unească oamenii în jurul mesajului și în jurul acestui proiect de țară pe care noi ne l-am asumat în România și pe care vrem să-l aducem și în Republica Moldova și să vorbim, cum spuneam, de la tribuna Parlamentului despre un proiect de țară comun pe ambele maluri ale Prutului. Evident că adversarii noștri, oponenții noștri, îl utilizează pentru a spune că unioniștii dezbină, unioniștii ne divizează, unioniștii vor război civil, unioniștii sunt niște minciuni. Întotdeauna am fost pașnici, niciodată nu am răspuns la provocări, chiar dacă am fost atacați, inclusiv la propriu atacați, mi-aduc aminte de anumite manifestații publice. Noi am rămas pașnici și am spus mereu că pledăm pentru o reunire strict pașnică și acesta este scenariul pe care îl vom respecta. Acesta este scenariul care va avea loc în cele din urmă, pentru că nu mai poate nega nimeni faptul că reunirea va avea loc, ea este iminentă. În rest, sunt foarte multe aspecte de discutat
Și aici intervine și factorul economic, pentru că acest domeniu, de exemplu, costurile reunirii sunt un subiect de interes și pentru cei din România și pentru cei din Republica Moldova. Și mă bucur că există deja studii în acest sens. Mi-aduc aminte de cel elaborat de Fundația Universitară a Mării Negre, în care se vorbește clar despre costurile pe care le vom suporta atunci când vom realiza reunirea și despre beneficii în egală măsură. Trebuie să vorbim despre ei. Pot să spun un lucru foarte clar pe care mi-l asum, că nu s-a comunicat suficient, dar acest fapt este datorat situației care există în Republica Moldova, acolo unde peste 80% din spațiul mass media este ocupat de mass media din Federația Rusă. Și atunci este foarte complicat să vii, să discuți prin intermediul televizorului, prin intermediul posturilor de radio cu oamenii care sunt interesați de subiect și pentru că vorbeam mai devreme de reunirea pragmatică și de proiectele concrete pe care le-am implementat, am fost cel care a vorbit în 24 ianuarie 2015 în Parlamentul României, pe atunci un biet activist civic, despre necesitatea unui proiect media unionist, Unirea TV. Au fost mulți cei care au râs de această idee, au spus că nu veți reuși niciodată, dar în cele din urmă am lansat acest post de televiziune care există în acest moment și există din surse de finanțare pe bază de voluntariat. Iarăși, este salutabilă prezența TV Moldova, care ajunge la o parte dintre cetățenii Republicii Moldova, dar nu este suficient. Nu ne putem compara cu mamutul rusesc care face victime în rândul populației și, apropo de lipsa elitelor politice și de lipsa acestei eleganțe în politică, în discurs, să nu uităm că suntem o națiune care a fost decapitată. Suntem o națiune ale cărei elite au fost deportate, au fost executate, au fost ucise și consecințele acestui fapt le vedem acum. Suntem în căutarea unor noi lideri, suntem în căutarea unor oameni care să vină în fața noastră și care să prezintă credibilitatea, ori direcția dinspre care pot veni oamenii respectivi este una singură. Oameni noi, oameni care nu au fost până în prezent pătați, oameni care nu au simțit sau nu au resimțit pe propria piele acest melanj de sistem politic care te corupe și care te face să te comporți într-un anume fel. Domnule Magdin, domnul Codreanu a menționat despre factorul rusesc și aici amintesc că în timpul alegerilor prezidențiale din 2016 au fost folosite mai multe mecanisme propagandistice și manipulatorii. Unul dintre ele a fost și crearea dușmanului extern. Considerați dumneavoastră că factorul rusesc este un pericol pentru Republica Moldova sau se joacă mai mult pe sentimentele oamenilor totuși? Este un pericol. În momentul de față, slavă Domnului, Rusia este suficient de ocupată astfel încât să nu-și folosească prea multe resurse adiționale pe Moldova. Însă acest lucru se poate schimba în lunile următoare, cu atât mai mult cum miza este foarte mare. Geopolitic, dincolo de situația Republicii Moldova, dacă ai în luna decembrie potențial serios de guvern socialist, iriți nu doar o mare parte din populația Republicii Moldova, dar iriți totodată și cei doi vecini. Ucraina va avea probleme, se va simți încolțită și categoric nu este un moment grozav de centenar, dimpotrivă, este un moment care, din punctul meu de vedere, va duce la oarecare responsabilizare dacă se întâmplă. E cel puțin ciudat, va fi cel puțin ciudat la București să vezi că de 1 decembrie te pomenești cu o majoritate socialistă la Chișinău. Deci orice se poate face la acest capitol în perioada imediat următoare, ca și dialog între forțe pro-europene, că la acest lucru mă refer, cred că este binevenit. Dacă îmi permiteți, eu aș completa. Ceea ce îmi doresc eu de foarte mult timp și un lucru pe care l-am spus de foarte mult timp este ca noi la Chișinău să avem politicieni responsabili care să-și asume dialogul cu Federația Rusă și la Chișinău și la București. Pentru că în ambele state românești deocamdată persistă această rusofobie care împiedică orice urmă de dialog și este inacceptabil ca în Republica Moldova partenerul de dialog să fie un politician precum Igor Dodon. Și este necesar ca noi să ne asumăm dialogul respectiv, pentru că nu își imaginează nimeni. Sunt convins că reunirea se va realiza fără a avea negocieri foarte clare cu Moscova. Și faptul că cineva utilizează sperietoarea Moscova, faptul că cineva utilizează sperietoarea Bruxelles, nu face decât să mențină această divizare în societatea din Republica Moldova. Și
Eu nu văd absolut nicio problemă ca odată ce vom avea o coaliție foarte clar pro-europeană, pro-românească la Chișinău, să ne asumăm dialogul împreună cu partea română, să ne asumăm acest dialog cu Federația Rusă și să găsim căi prin care să negociem foarte clar acest dosar al reunificării, pentru că el trebuie pus pe masa Moscovei, el trebuie asumat de ambele state românești și noi trebuie să mergem cu acest dosar la Moscova să negociem pe el foarte clar. De ce nu să revenim ca stat, mă refer aici la România, în dosarul transnistrian de unde ne-am retras inexplicabil și să încercăm acest dialog. Pentru că această separare, această situație de surdomuți care există între Moscova pe de o parte, Chișinău și București pe de alta, nu ajută nimănui decât unor politicieni de proastă calitate de la Chișinău, precum socialiștii lui Dodon. Domnule Codreanu, domnule Magdin, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi.